Alexandra nu ratează nicio ocazie să fie malefică. A scris cineva pe virginradio.ro că vrea să fie trezit cu japca. Alexandra la datorie. Da, avem un wake-up call de făcut. Ai greșit. În dimineața asta nu o să fiu malefică, din contra. O să ajut un ascultător. Din Cosmin contra? Din Cosmin contra. Nu, o să fie Daniel din Timișoara, este... care a cerut să fie trezit ca să poată ajunge și el la ce se aude. Probabil vrea să intre pe linie și să dea și el un răspuns. Deci să fie pregătit când se deschid liniile. Aha. Da. Adică în curând, by the way. Bine, exact. L-am sunat, să știi. Îl cheamă Olteanu Daniel. Mi se pare că e singurul Oltean din Timișoara. Atât am vrut să zic. Încerc să zic de vreo 5 minute, dar nu pot de voi. Bun, sună, să știi. Dacă nu răspunde, să-i dăm heads up-ul de deschis linii. Hai, Daniel. O șansă la 5.000 de euro. Ți-a și închis. Băi, ce ne-am ajuns noi românii ca popor așa, nu ne mai trezim nici pentru 5.000 de euro. Cum? Șurubel, eu cred că o să vrei să verifici de două ori această informație, să te uiți ce se întâmplă în momentul ăsta cu centrala și să-ți ceri scuze pentru ce ai zis. Ah, chiar. Te rog frumos. Și am constatat că în perioada asta oamenii se trezesc mai greu pentru că e iarnă și ai mai mult chef de somn. Mai încercăm o dată la Daniel în Timișoara. Nu, eu cred că el ar vrea să trezească. Alo. Daniel, neața. Neața. Imaginează-ți asta. Tu ai putea fi Laura din Constanța și Bogdan ar putea fi de celălalt capăt al liniei și ar putea să-ți spun asta. Răspunsul tău este corect! Ura! Laura! Oh my God! On Virgin Radio. 5.000 de euro, guys! Și ai putea fi Laura dacă ghicești zgomotul ăsta. Păi și hai, acum dau zgomotul? Da. Atenție mare, da? Și doar dacă suni în câteva secunde la 0734-3630, Daniel, te-am trezit la timp ca să ai șansa să prinzi o linie la ce se aude la Virgin Radio. Doamne ajută! Săracu! Atât a putut să zică, Doamne ajută!